scrie despre media, comunicare și publicitate de mai bine de 20 de ani. A lucrat, printre altele, la Mediafax, Capital și Evenimentul Zilei. Din 2008 este fondator pagina de media.ro. Avem, deci, despre ce vorbi astăzi cu Petrișor Obae. Bun găsit la un nou episod BT podcastul Băncii Transilvania. Cum ți se pare de când ai sentimentul că lucrezi pentru tine? De puțin timp sau dintotdeauna? Măi, a trecut timpul mult prea repede. Chiar m-am întâlnit cu o fostă colegă despre care s-a întâmplat să scriu acum, acum vreo 9 ani. Okay. Și când mi-a zis știi că ai scris acum 9 ani. Zic, cum adică acum 9 ani? Nu acum 2-3 ani? Nu, acum 9 ani. Zic, nu, timpul zboară. Timpul da, zboară extraordinar când, când, când lucrezi pentru tine. Adică acum că dacă dau înapoi și mă gândesc că au trecut aproape 15 ani, nu vine să crezi. Nu, nu se poate 15. Cum ai luat tu decizia asta să te pus să lucrezi pe cont propriu? A fost P o chestiune pe care ți-ai dorit-o sau ai simțit că vin niște vremuri în care doar m asta mai e sigur. M nu, s-au aliniat planetele. Adică atunci când am început în 2008, gândește că lucram la evenimentul zilei, da. eram șef de secție pe media, iar online-ul, ca să dai seama cum era atunci, era un departament și el pe acolo, noi vorbeam de online ca fetele de la online când trebuia să pui ceva și pe site, era ca și cum te-ar fi pus să dai la sapă, zic, o să dau și pentru online, online era undeva, era marginalizat, adică abia apăruseră blogurile pe, pe, vremea aia, prin 2008, erau câteva site-uri numai online, dar fenomenul abia a început să se crească. Acum ai impresia că e de când lumea, dar nu e așa. Și eram la evenimentul zilei și a fost pur și simplu o decizie de moment. Începuseră la vremea respectivă ca uh, lucrurile pe jurnalismul de media să nu mai fie așa cum îmi doream eu să fie. Adică eu dintotdeauna uh, am fost un jurnalist nu tocmai comod pentru șefi. Pentru că, adică... știi, scritura de media e puțin diferită de alte, de alte domenii. Pentru că atunci când tu ești instituție media și ai un jurnalist de media, primul impuls este, păi, dar nu ne laus pe noi. Păi zic, Aha. nu, cum să vă laud, eu scriu la fel despre toți, despre toată lumea. Este ca și jurnalismul politic, ca și jurnalismul social și cam asta era cumva tendința în general. La evenimentul zilei era ceva mai mai bine să... nu, din punctul ăsta de vedere, dar a fost o decizie, mă încurajau și prietenii, măi, de ce nu-ți faci tu uh, site-ul tău? Păi m-am gândit, m-am gândit și la un moment dat am luat decizia să zic, nu, gata, îl, îl lansez. și i-am spus pagina de media dintr-un motiv foarte simplu. Că nu exista așa ceva. Odată că nu exista, <laughs> dar eu mă ocupam de pagina de media de la evenimentul zilei. Pagina așa se numea, media. Și toată lumea zi, "Mă redacție, zice, hai, când e gata pagina de media? Când e gata pagina de media? Hai, când ai articole?" Și tu ce le zis? Vă mulțumesc și, că mi-ați dat o idee. Zic, da, pur și simplu aveți inițial luase în domeniu obaie.ro, zic așa că na, era cu bloguri personale. Era perioada blogurilor. Blogurile așa personale era... și m-am gândit zic mai bine decât să fac ceva personal, să creez o instituție că blogul e o instituție personală doar, dar am zis, nu, ca să construiești o instituție trebuie să ai un brand, cu un nume care să nu fie neapărat numele tău, să Corect. fie un nume de redacție. Corect. Și atunci am zis, măi, pagina de medie era sub nasul meu, sub nasul meu numele și interesant e că după aceea, când site-ul a început să fie preluat și să aibă succes și să circule știrile pe care le dădeam, au început să apară și alte pagini de... Pagina de, eu știu mai ce, psihologie, aha, sport, aha, da. aha, aha. au început să, okay, au început da, să da, da. Era se început să Era pentru... inspirat, luai, le luai pe toate tu atunci. Măi, dar economic, gândește... Nu cred că, că era așa o mare cheltuială. Că... Măi, când am început, eu am început cu un laptop care avea un ecran de 8 inch, era un laptop Atatica. Deci, Scriai aia a fost. la da, exact, epoca scrisului. Exact, aia ala a fost începutul. Pentru mine să mai iau un domeniu ar fost, ah, încă un domeniu are cât cu zic. Și așa, când i-am spus soției, zic, știi că gata, eu plec și îmi fac site-ul meu. Pentru cât timp? De <laughs> Femeile, vezi că ele sunt mai cu capul pe umeri decât exact, noi. Exact, zic, nu, nu. Pentru. Asta, acum, asta cred au. eu că e viitorul. Zic, măi, e sigur? Zic, da, de ce să nu fiu sigur? Uite, vreau să fac. Eu de la început zic, mă, nu că fac un site de media, le explicam. Adevărul și... e că să știi, la vremea respectivă, eu mi-aduc aminte de momentul lansării pagina de media și a apărut un act de curaj așa. Pentru că era un moment în care nu toată lumea lăsa, știi, cioara de mână pe vorabia de pe gard, cum se spune la noi. Exact, pentru că toți, pe vremea respectivă, jurnaliștii respectabili, toți erau încă în mediile clasice. Era un televiziune, era un print, mm -hmm. uh, era un radio, dar pe online încă nu intrase. Adică n-a asta, a apărut de câțiva ani acest uh, fenomen în care toți mari jurnaliști, toți jurnaliștii buni își fac și ceva pe, pe online. Atunci nu era așa. Da, da, da. Atunci fugeau, adică uh, Cristian Tudor Popescu nu exista în online. Uh, la vremea respectivă. Da, 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 Republica a apărut mai târziu. Exact, cu cu toți priveau, priveau online-ul ca pe un copil mic care vrea și el ceva. Păi, Țin minte că mi-a zis un fost redactor de la evenimentul zilei când ai zis, gata, mă duc să-mi fac site-ul, te duci să scrii pe pereți, nu? Că abia apăruse și Facebook-ul, știi, te duci să scrii, nu zic, nu scriu pe pereți, uite, vreau să fac, îi explicam eu cum vreau să scriu și ce să fac, zic, uh -huh, exact așa, da da, 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 zic, bine, du-te. Și am încercat, dar până și soacrem eu când i-am zis că, uite, am plecat de la evenimentul zilei, evenimentul zilei care, na, era un da, nume, sigur. și zic, îmi fac un site da, o să faci și ceva serios, nu? nu? <laughs> <Zice, laughs> da, da. <laughs> Pentru că pe vremea aia, a, în mintea oamenilor, în percepția publică, internetul era așa, un loc de hăhăială, cum ar fi veni. Exact, exact, ne jucăm și noi nu pe acolo. Nu se gândea nimeni că acolo poți face ceva serios și chiar și bani la o adică. E, da, gândește-te că ziarele vindeau încă sute de mii. Da, așa Deci vindeau sute de mii de exemplare. Adică era perioada aia în care puneai o carte și vindeai 150 de mii, 250 de mii când era Ghidul TV. Adică niște cifre colosale. Adică era, totul era pe val la, la, vremea respectivă. Fascinant. Astăzi mi se pare acest univers media, care nu mai are nicio legătură cu ăla pe care l-ai început tu. Oh. Și sunt curios atunci când te ai apucat să scrii despre media, de ce ai optat pentru media? Ce te-a fascinat? motivul a fost simplu, am avut de ales între a face de toate cum face toată lumea sau a face ceva la care mă pricep foarte bine. Okay. Și am zis, dacă mergi pe un drum pe care ești mai bun sau ceva mai priceput, sau ai experiență mai mare decât alții, e posibil să ai mai mult succes decât dacă încerci ceea ce fac toți. Eu Și zic atunci de momentul zero în care te-ai apucat să scrii despre media pentru A momentul zero. Te a te a fost o întâmplare. A fost o întâmplare. Uh... Eram la Mediafax în 1999. Așa. În 1999, printr-un... Hai că mai vii în perioada mea. Exact, asta e că și eu am făcut radio, m-am jucat și eu cu radio în 93 pe la Radio Delta, prin 97 pe la Radio România, m-am jucat și eu cu radio și în agenție de presă n-aș fi lucrat niciodată, credem. Și printr-un concurs de împrejur, un prieten al unei prietene, care avea un prieten, mi-a spus, era un loc la Mediafax. Ok, m-am dus acolo. Ce departament? Păi, departamentul se numea Life. Life, da, da mi-aduc aminte. Adică ce? Life. Life însemna cultură, media, muzică, exact. absolut toată zona asta și zic, mă. tu. Zona non-politică socială, dacă vrei. Exact. Non-sociopolitică. Exact, și am, nici economică. Că am scris inclusiv de lansări de timbre. Deci, da, frumos. De Timbre, da. Deci m-au trimis odată. Chiar mă, timbre. Da, m-a trimis odată șefa la un târg, nici nu știam cât, târg al trebnicilor. Deci am scris despre un că al trebnicilor. Exista așa ceva. Mi-am dat seama că e probabil că pusul netrebnicilor. Nu știu, m-am gândit eu ce o să fie cu târgul ăsta al trebnicilor. E, și s-a întâmplat, zic, scrie tu pe media. Și a început să-mi placă. Și a început să-mi placă și atunci avem. o... Îți mai aduce aminte despre cine ai scris prima oară? Uh, ceva legat de media? Uh, pri prima dată, da, da, prima dată. Deci au fost două știri pe care le țin minte. Prima care a fost știrea de probă. Știrea de probă era că își lansa uh, fostul premier Radu Vasile o carte de poezii. Asta a fost am prima și știre. -a și aduc aminte, de și am, am, venit, am venit în redacție și am scris știrea cu majuscule, pentru că uh, nu erau atât de multe calculatoare în, în redacție. Am scris-o cu majuscule ca să o scriu mai târziu la un calculator care este de mână. De mână, da. De Frumos. mână. Păi nu, Frumos. așa se poate. Frumos. Se poate. Și uh, prima știre de media importantă a fost despre lansarea postului TV Atomic. Atomic. Mamă, deci ce conferința de presă era prin, cred că, ianuarie sau februarie 1999 și se lansa Atomic TV, care a fost un fenomen la vremea respectivă. Și a fost primul mare material de, de media pe care l-am scris frumos, cu ce vrea, postul. A fost o perioadă, perioadă faină pentru muzica românească, pentru că de acolo a, a explodat. Așa e, da, 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 da. Și pe urmă am început să intru și mai mult pe domeniul ăsta. A început să-mi placă. Nu mă gândeam neapărat să mă duc mai departe pe media, dar am avut o profesoară, Cristina Simeon. Okay. Ea era directoare la uh, Romanian Publishing Group, se numea Așa atunci, este. sau Edipress, Press, revistele da, Avantaje, da, da. Viva, uh, o profesionistă fabuloasă de presă. Și uh, mi-a fost profesoară la master, la jurnalism. Și mi-a zis, Petrișor, continuă pe nișa asta, pentru că e o nișă pe care nu prea uh, este lume și e o nișă care pe viitor s-ar putea să, să funcționeze. Și ea m-a încurajat să... Și a rămas. Bine așa s-ar putea să fie și așa a rămas pe pe, pe media, dar da, am scris da, da. și pe alte pe alte domenii. Adică am prins perioadele faine ale ceneului ului de acum 20 ceva de ani, știi, perioada cu paraziții când au fost interziși, mai ții minte? Ce, sigur, că ah, era. Cu jos cenzura. Sigur, Erau. Și un cântec. Adică acum dacă stăm să ne gândim uh, pentru ce se interziceau lucruri atunci și da. ce se întâmplă acum pe TV, deci, acum, la standardele de atunci, închideau stația, arestau uh, operatorii, îl <laughs> puneau la, la beci pe patroni, Adică, diferența este uluitoare. La cel, la pământ, așa. Exact, exact. Știi? Și am prins perioadele, perioade foarte, foarte faine și. Am mai avut și. Uh, Domenii către care m-am mai dus, așa în joacă, nu știu, Capital Top 300, de exemplu. A fost o perioadă foarte, foarte mm -hmm. faină. Pentru că uh, am prins perioadele de început. Adică, trebuie să facem un top cu cei mai bogați români. Duceți-vă în țară și căutați -i. Și ne-am dus în țară. Deci, ne-am dus pe, cu mașina tu ai Transilvania, eu aveam Transilvania. Nici Dar voi aici problem. căutați antreprenori. Antreprenori, evident. Că, adică la asta... nu v dus la aia pe care știm că sunt cei mai bogați. Da, da, da. da, da nu. Dar mergeam, erau funcții publice mergeam, și nu puteau să spună. Da, erau antreprenori pentru că se presupune că, na, valoarea afacerilor. Dar găsești, găsești și în imobiliare. Și, a fost o perioadă faină că era exact munca de jurnalist de teren adevărat. Adică, la un moment dat, eram prin, cred că prin Bistrița. Dar ei nu prea erau... Uh, toți așa bucuroși să spună, da, domne. Unii, unii ar fi vrut, unii n-ar fi vrut. Adică, ții minte că Silviu Prigoană mi-a zis, zice, nu mă bage niciun top. Bagi. Dacă mă bagi în top, te alerg cu mașina prin București. Facea Silviu Prigoană în glumă, cum face el. Da, da, da. După ce a apărut în top, zice, cum adică eu am 60-70 milioane? Păi zic că eu e valoare. Păi cum e că 60-70? i plăcea pe urmă că a apărut acolo. Da, ori, da, da. ar fi plăcut să scrie chiar mai mult. Dar erau unii care au trimis notificări. Dacă scrii de mine te dau în judecată. Ei ne că, de fapt, notificarea este un act de intimidare. Adică mai rău, fă mă rog au făcut că au trimis acea, acea, foaie. știi? Unii voiau, unii chiar te alergau că vreau să intri și dacă îi luai la bani mărunți, vedeai că să afaceri aproape falimentare și apariția în le-ar fi adus o notorietate care ar fi scos de, acolo. Știi? Dar Bine. am avut perioade fine. adică de-astea apropo de jurnalism făcut pe teren. Știi că eram un bistrița la un hotel și nu știam pe nimeni. Și stăteam pur și simplu la masă și în spatele meu auzeam vorbind. Vorbeau niște băieți acolo, tot vorbeau, tot vorbeau, mi-am că ziariști. Ok. Fii niciun fel de problemă, m-am dus, salut băieți, uite, eu sunt de la Capital, sunt Petrișor cu așa putem să vorbim, dai o bere? Da, o bere, sigur. M-am împietenit cu ei și pe urmă m-au ajutat. Uite, te duci acolo, vezi că acolo vorbești cu cutare, du-te acolo, de acolo și m-au ajutat. Networking-ul, așa da, da, făcut da, 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 da. Sigur, da, Așa da. se făcea, nu prin Google, prin da. deplasare la, sigur, sigur. la fața locului. Știi? Ți se mai pare la fel de fascinant domeniul media astăzi, după este, Niște ani. este. Este la fel de fascinant, dar ce e surprinzător este că nu mai e atât de deschis ca pe vremuri. Hmm. Adică, nu știu, acum 20 de ani, când era lumea, era mai deschisă în domeniul ăsta, comunica mai ușor cu tine. Acum lumea e mai suspicioasă. Toată lumea... Nu mai e atât de transparent, dar asta și ca urmare, nu știu, poate are țeluri sociale, știi? Pentru că lumea s-a obișnuit pe Facebook să fie lăudată, știi? Și atunci când cineva te întreabă câte ceva, care s-ar putea să nu-ți fie tocmai favorabil, tu te închizi. Și, dar de fapt, ca fascinație, da, fascinație este, este, în continuare mare pentru că s-au dezvoltat și alte lucruri. Adică a apărut zona asta de influencing, TikTok reală, tot ce înseamnă Insta. E un domeniu fascinant la rândul lui. Adică e tot media. La urma urmei, dar ai făcut altfel. Deci s-a reinventat puțin S-a reinventat, da. S-a reinventat conținutul. Că acum oricine poate Înainte să facă... Înainte te uitai preponderent la televiziune. Da, exact. Probabil că te uitai și la piața de publicitate. Da. Era poate un pic mai prezentă în spațiu public decât este astăzi. Corect. Se vorbea un pic mai mult, mi se Corect. pare mie? Da, păi tu știi bine că... Uh, erau și multe tu... festivaluri, erau festivaluri, erau multe gale, e... erau multe emoții la mijloc. Exact. Se discuta mult despre premii. Astăzi pare așa că totul... Exact, da, da, da. Și lumea nu mai vorbește și simți și tu, poate, asta despre reclame așa cum vorbea pe vremuri. Asta e cert. Ap apărea câte o reclamă ieșită din tipare... Se vorbea despre ea, exista dezbatere pro-contra, cei care le făceau se apărau sau... Și astăzi de ce crezi că nu s mai întâmplat asta? Măi, poate și dintr-o, nu știu, ori din comoditate, din, nu știu, din, din, au intrat așa într-o rutină. E posibil uh, să nu le mai vadă? Uh, nu, eu cred că au început să se obișnuiască că de fapt e doar un business, ceea ce după mine e păcat. Pentru că publicitatea nu e doar un business. Publicitatea o, zonă de creație importantă, adică întotdeauna o reclamă faină, un spot fain sau chiar și pe online o campanie faină, iese în față. Iese în față. Publicul o remarcă și numai cu o remarcă. Vrea să vorbească despre ea. Se lansează melodioare, unele, mai, unele care de-a dreptul enervante, știi că sunt o grămadă de reclame cu melodie enervante, dar care, știi cum e, îți te spic si. și lumea vorbește. E interesant de vorbit de așa ceva. Evident că e interesant că vrei să vezi ce a fost în cap omului. Măi, Am, am făcut-o așa de la început. A fost o întâmplare, n-a fost o întâmplare. Ce a vrut să spună poetul? Problema e că acum e un lanț birocratic, știi cum e. Nu mai poți să vorbească creativul ca pe vremuri. Pe vremuri mi se pare că era mult mai deschis. Da, vorbea fără probleme. Acum nu. Trebuie să aprobe și clientul, trebuie să aprobe și șeful de marketing, trebuie. Și atunci, din aprobările astea, ce ajunge să, vorbe, să spună către presă este un un discurs lemnos care nu mai are niciun pic de zvâc. Să fie și aici o concurență pe care o face spațiul spațiu social unde discursul e mai liber? Că oamenii discută și ei liber. Dar nu trebuie să fii neapărat jurnalist ca să discuți despre o reclamă. Poți, poți, să spui părerea, pur și simplu. Și eu pot să o caut să o spun așa foarte... Să nu supăr pe la, să nu supăr pe la, să nu supăr pe la. Și este ceva plat și banal. Corect. Și pe lângă mine, unii Exact, da. Da, da, da. Cu pietre cu băta, cu ce vor Da, e, e o retragere, așa nu știu, așa mi se pare, că lumea mm. publicității s-a retras cumva și spune, noi ne facem treaba, nu ne interesează că vă place, că nu ne place, avem niște clienți care plătesc niște reclame, noi le dăm, nu le comentăm, luați-le așa cum sunt. Și asta se vede pentru că audiența reclamelor de acum e mult mai mică decât audiența reclamelor de acum 10 ani. Când așteptai, așteptai calupul să vezi un spot. Unirea, să zicem, nu știu, că asta e cel mai... Îl dădeai îl știai pe de rost. De 30 de ori spune, da, vedeai secvența aia cu ea, mai fă o Era ca la e, serial. Și te uitai ca la serial, exact. Te uitai... E Acum dai și nu vezi decât uh, creme, uh, ce mai sunt, uh, constipații sau celălalt efect. Problemele. Uh, toate problemele. problemele Micile exact, probleme ale mici oamenilor. probleme. De ce mergi des, de ce nu mergi des? Uh, uh, te dor articulații, nu te dor articulațiile, numai lucruri absolut banale care nu ies din pluton, știi? Că și au rostul lor și astea peste tot, dar vreau să vă și eu ceva, ceva care să-mi atragă atenția și să-mi spună, păi ce reclamă tare, zic, păi uite, asta e o reclamă mișto, uite, reclama asta o să, o să prindă. Nu o prea mai vezi, adică sunt câteva, dar restul sunt banale și trec așa în calul, lumea de, de mai departe. Dacă intre pe oameni ce reclamă ai văzut mai de notabil. Bă, nu mi-aduc aminte. E, dacă nu-ți aduci aminte, înseamnă că erau pentru e trist, industrie. Da? Corect, exact, așa exact, exact. Așa exact. exact. Acum tu stai și cu audiențele sub nas toată ziua, audiențele televiziunilor. Audiențe Ele, televiziunilor audiențele televiziunilor, audiențele radio Mă la... refer la Total TV, că... Măi, scade audiența pe TV, mai ales în zona tinerilor. Adică mă uitam acum pe cifre în general, oricum audiența TV... E în continuă scădere de câțiva ani, pentru că lumea, mai ales tinerii, s-au refugiat în, în online, pe YouTube, pe TikTok. Că, deci scade, mai ales pe zona tânără și foarte tânără. Dar sunt câteva emisiuni care mai atrag și de afară. Adică, nu știu, uite, un România au talent, de exemplu. Uh -huh. Aduce și un public care nu e pe TV în mod normal. Adică, acolo, audiența mare pe care o are România au talent vine nu numai din faptul că vin oameni de la alte posturi, ci că vin și oameni care altfel nu se uită, nu la, se TV mai uită la televizor. Și uh, dau pe un, uh, pe un produs de tipul ăsta sau Vocea României. Astea sunt produse care atrag uh, oameni și în altă parte. Dar, ce să vezi, astea sunt mega produse. adică sunt foarte scumpe. Nu poți să faci Normal. tot timpul. Faci o dată pe sezon România au talent, primăvara, da? Faci o dată pe sezon Vocea României, toamna. Dar nu poți să faci permanent, pentru că sunt costuri uh, uriașe, dar doar în felul ăsta, știi cum, mai tragi, mai tragi tineri, iar fel, tinerii fug, te uiți, sunt anumite, la știri, de exemplu, pe posturile de știri, în general, pe cea mai mare parte a publicului, că trei sferturi sunt peste 50-60, adică uh, de acolo chiar au fugit, uh, au fugit tinerii. Era o vreme când spuneai că dacă lucrezi la televizor, lumea dădea ochii peste cap, crezi că azi mai e la fel? Măi, din păcate nu, știi? Că am stat și am analizat și, -și numai cât altcunerul crezi la televizor, dacă ești ziarist. Adică, îți minte că acum vreo 25 de ani m-am dus să fac un reportaj într-un cămin de... Ce era cămin de nefamiliști, știi? de pe vremuri, știi? Un da, cămin da, da, de-asta de, de întreprindere. Fai de el, scorojit, arăta de... Garsoniere. E, da, exact. Garsoniere, garsoniere e mult spus. Erau cămăruțe cu baie pe hol. E. Când m-am dus și ne-am spus că sunt ziarist... Deci toată lumea, ah, păi înseamnă că o să spuneți ce e aici și ne ajutați și haideți să vă spunem, uitați care sunt problemele. Asta era raportarea. Acum, te duci și spui, sunt ziarist și spui casca. Știi? Și spui platoșa, <laughs> pentru că nu știi ce vine spre tine. O roșie, un ou, o piatră, o înjurătură, știi, în cel mai bun caz. Cam, cam asta s-a ajuns acum. Și cauzele sunt multiple, dar, dar într-adevăr, atunci exista o raportare la ziarist și la oamenii de media total diferită. Pentru că și oamenii de media își creau imaginea asta respectabilă. Acum s-au coborât sub nivelul publicului și publicul ce face când vede că uh, ești de nivelul tău sau sub? Se trage de șireturi cu tine. Când te trage publicul de șireturi cu tine, numai ești tu la mâna lui. El nu te mai vede ca pe un model. Din, ci din potrivă. Și asta s-a întâmplat de 10 ani. Uite, cred că și OTV a avut un uh, un, o influență puternică în, în treaba asta, că a fost primul care a dus direcția asta și a văzut că nu pățește nimic și au început și ceilalți. Bă, ia, m ia să iau și eu să fac și eu la fel. Și când s-a generalizat totul, s-a dus. Să fie și jurnaliștii diferiți? ăia din anii de la început? Fără îndoială. Fără ce îndoială. E de acum? Fără îndoială. Ceea ce nu înseamnă că e greșit, dar erau diferiți. Adică generația 90-2000 era generația care voia să schimbe lucruri. Deci, să schimbăm. Să... Era componenta asta justițiară în... a jurnalistului. Noi trebuie să arătăm ce nu merge, cum nu merge, cum asta era atunci. Acum și prin, cu datorită rețelelor sociale, mai mulți vor să fie vedete mai degrabă. Opa. Adică, mă uit la studenții la jurnalism. Da? Deci, studenții la jurnalism, acum 20 de ani, schimbau, nu, rupeau norii și uh, schimbau societatea, iar acum, dacă intre, vor să fie, să fie YouTuber, să fie instagrameri, să fie vedete, în primul rând. Adică, e o raportare diferită la meseria asta. E mai degrabă o raportare legată de vizibilitate, în general sunt și ziariști care își fac meseria așa cum trebuie ca la carte, dar mulți se raportează ca la un suport pentru celebritate, pentru că celebritatea îți aduce bani ușor, că ei se uită, ok, mă uit pe un youtuber, a, ah, ia uite, youtuberul ăsta arate milioane de abonați și ia uite ce Adidas are și ce mașină are și uite cum roiesc fetele în jurul lui, așa că mai bine decât să stau să arăt după un reportaj pe cu clauri. Cam așa, și atunci e tentația asta evident că există. Dar acum, că tu vorbeai, ești și furnizor de conținut online și cunoști experiența, ți se pare că e în concordanță? Adică e atât de simplu să devii YouTuber de succes? Ba, nu e deloc simplu, adică nu e deloc simplu și asta le explic și studenților. E vorba de marjă. Din 100 de YouTuber, probabil că, na, sunt 10 care au succes, dar ceilalți 90 se lasă de meserie. E o chestie de marge, de marge de succes aici. Normal că sunt foarte multe exemple în jurul tău. Iar uh, exemplele acestea nu sunt disecate în ajuns. Adică să spună, nu știu, Shelly, să spune exact, uite, eu am ajuns la nivelul ăsta, dar uite cât am muncit, am învățat, am făcut, am dres. E, eh, bine, asta cu am învățat nu prea e de dorit să o spui, pentru că dacă spui că ai învățat, deocamdată fuge parte din public. Adică, stai puțin, trebuie să învăț. Mm. Nu, eu nu vreau să învăț, vreau să ajung, pur și simplu. De? E, și dacă ei aș ști mai multe despre ce e în spate, că e o muncă și acolo. Adică, dacă te uiți la youtuberii buni, aia muncesc. Adică, muncesc. Pare că filmulețele acelea sunt uh, superficiale și banale, dar nu-i chiar așa. Adică, în spatele lor e, e o muncă. Poți să ai, nu știu, să ai o personalitate exuberantă și uh, poți doar din personalitatea asta să atragi public, ca la Balamuc, să vină, să-ți pe tine. Dar ce să vezi, nu sunt toți personalități exuberi, așa suntem. Unii sunt mai introvertiți, alții sunt mai degajați, unii sunt mai timizi, unii sunt mai expansivi. Și atunci, dacă nu poți să fii la fel ca personajul respectiv, atunci încerci altceva. Dar da, tentația este, este mare pentru că exemplele sunt multe. Exemplele sunt multe și pentru că internetul e mare. Adică, și se dezvoltă. Sunt mii da, de creatori de nu. Pare că e nelimitat. Dar, ce să vezi, piața nu e nelimitată. Adică, e doar o feliuță. E o mână de bani care se împarte către o felie care devine din ce în ce, în ce mai mare. Azi erau, nu știu, 10.000, mâine sunt 20.000, poi mai de 30.000. Iar piața nu crește proporțional cu, cu banii ăștia. Știi? Și banii la fel nu se duc către toți. Nu au Normal. Nu, se duc către cei care aduc rezultate. Sigur. Dar tentația, tentația este și dacă intri pe, pe TikTok. Să, am, am intrat și eu pe TikTok, n-am încă pe TikTok uh, cont, are fimiu. Dar nici eu n -am. Și la mine tot copiem. Și Te și te prinde dacă intri. Dar de ce Nai ai de curiozitate? Eu, din motive de timp. Și la mine la fel. Deci, motive de, de timp. Inițial am crezut, zic, băi e o chestie de lipsă de curaj, dar de fapt, nu, tu te temi nu. și eu, mă tem de același lucru. Când, Doamne, ar nu mai de Și știi ăla. de ce? Pentru că uh, noi avem o altă raportare la muncă. Noi suntem uh, mult mai. Uh, cu, noi suntem mult mai atenți la ce facem. Noi, când ne apucăm să facem ceva, noi trebuie să o facem temeinic. Așa, am, am, adică am fost educați lași exact. La nu o lași la voia întâmplării, trebuie să făcute, făcute lucrurile perfect, cu metodă, să iasă perfect. Ei nu, ei o trântesc pur și simplu, au pus trei, trei efecte, au dat drumul unui TikTok în 10 minute că ai clipi. Eu nu cum să dai în 10 minute, tai puțin, trebuie să analizăm, să vedem cum. Dar asta vine din educația noastră, nu din altceva, că Uh, și și explicabil. Știi de ce? Pentru că tu ai lucrat în radio clasic. Radio, dacă făceai o greșeală, pe aia se ducea imediat. Uh, publicul era enorm, responsabilitatea era mare. Așa. Și atunci, evident că ești mult mai atent la tot ce emiți. Pe aici, pe, pe, inclusiv pe online. Pentru că există responsabilitatea aia. E rămasă de undeva e din rămasă. trecut. E rămasă. Da, e rămasă. o chestie de generație. Nu e greșit. Nu e greșit. Așa suntem noi construiți. Și atunci eu am zis, dacă aș avea TikTok, a trebuit să fiu mult mai atent. Că eu și la postările de, pe Facebook sunt atent. Nu postez impulsiv. Niciodată. -am, nu scriu impulsiv. Nu dau telefoane impulsiv. Întotdeauna respir și pe urmă scriu sau dau un telefon. că Mi se pare că ai fi sub uh, imperiu emoțiilor de moment. Știi? Ei, ei nu sunt așa. Ei sunt, ai văzut, sunt influencer care ajung la un eveniment, pac, scoate telefonul, sunt aici, în două minute este pe TikTok ceva sau pe Instagram. Măi, nu știu, n-am timp și sunt consider că trebuie să te ocupi de asta. Adică ori o faci temeinic în fiecare zi, în fiecare zi, ori nu mai faci, pentru că știi care este ideea? Odată ce începi să o faci, crezi o obișnuință pentru public și publicul o să ceară. O să ceară, zic da, da. că Andy, ce-ai făcut? N-ai no mai pus nimic azi? Pe păi ce facem aici? Adică noi te urmărim degeaba? Hai, cere masa! Cere masa! E? Exact, e cam bancul cu ăla care tot dădea bani și la un moment dat punea bani sătenilor când s-a întors și el în România. Omul fiind realizat pe afară și dădea câte 100 de euro la fiecare implic. În și într-o lună au primit sătenii plicuri cu 50 de euro. Și mă rog, au început discuții în sat. Bă, ce face ăsta? Își bate joc de noi până acum ne -a dădea 100 de euro și acum a scăzut la 50 de euro. Și mă rog, să hotărăsc că trebuie să-l bage Pomul în ședință. Și îl bagă pe om în ședință și îi zic, domnule, uite, noi am apreciat că te-ai întors în sat și ai făcut așa un gest de curtoazie față de noi și ai zis să ne dai câte 100 de euro pe lună fiecare familie, că în semn de prețuire, așa, pentru că ție ți-a ieșit în viață și nouă, nu? Dar uite că a apărut o problemă și luna asta plic, am plic, ne-am vorbit așa între noi și toată lumea a primit câte 50 de euro. Omul ce da, domnule, îmi cer mii de scuze, uite, Fica mea cea mare a intrat la o prestigioasă universitate de afară, dar costurile sunt foarte mari și am avut o problemă luna asta cu banii și așa că n-am putut să vă dau decât 50 de euro de căciul. Deci a intrat aia mare la facultate, da. Bine, domnule, dar pe banii noștri? <laughs> cam așa, exact. Exact, cam așa și cu social media. Cere, cere. Și noi, că, noi ca că, oameni mai responsabili, trebuie să-i dăm, știi? Că și cu pagina de media s-a întâmplat la fel. Eu când am lansat site-ul atunci, eu aveam altceva în cap. Zic, ce băi? aveai în cap? Eu vreau zic, să fac o, două, o analiză, două, trei pe săptămână, știi? și lucrez ca lumea la ele, dau un material pe la două zile și din ala trăiesc. E bine, ce să vezi, după ce dai primul material, a doua zi, pe păi ce facem? Pe păi zic, stai că am, stai am lucrat asta, la el, că unul din primii, primele materiale care a fost foarte viralizate a fost cu uh, câți bani produc vedetele pentru televiziunile lor a fost un material la care am muncit o săptămână, cu calcule, cu tot. Cu documentare, puncte, cum documentare, se făcea odată Documentare zdravă, exact. Documentare zdravă, zdravă. E, nu pot să fac zilnic, că am cum să comprim o săptămână. Și atunci am fost nevoit cumva să mai să bag mult mai multe știri pe lângă analizele alea, știi? Adică mai dai, de exemplu, bombe, adică prima bombă pe care am dat-o, deci apropo de lucruri care se pot face dintr-un click, mai ții minte pe fata cu vreau să sune telefonul? Vreau da, să sună da, telefonul! Să sună telefonul da, 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 da. telefon acum!" E, acea secvență, care a ajuns până și pe la televiziune din afară, aia a fost tăiată de mine și montată de mine. E, ni Măcar n-am pus watermark pe ea, că nu m-am gândit atunci că da, era... Da, da. Era de pe un post, -o, am luat-o, am pus-o, a rupt, a rupt, a, rupt, a rupt, Deci s-a dus... Viral. Pe, exact. Moment viral. moment viral. Era 2009, cred, nu mi-am dat seama, adică nu mi-am dat seama că o să rupă un moment de ăla, știi? Și au mai fost, na, momente astea faine cu, nu știu, tot așa a fost la un, la un, post de știri un moment haios, când era o prezentatoare cu, care era pe plajă și spunea că vânt, vântul bate foarte tare, vedeți în spatele meu cum și bate nisipul nisip și s-a ni lăgit cadru. cadru și dădea cu cinea cu piciorul, <laughs> <știe> <laughs> că, La fel, și la acela s-a dus și din categoria lucrurilor făcute cu minim efort. Dar, nu, mie îmi plac lucrurile documentate, să stau pe un interviu, să stau pe o analiză. Na, școala noastră, știi? Dar nu pot să facem fiecare zi. Treaba asta. Dar când începe lumea să ceară, atunci începe presiunea. Că lumea, dacă nu primește... Te abandonează. Deci, publicul te abandonează rapid. Acum ai, Întotdeauna e cineva dispus să dea nimic pe gratis. Exact, cam, cam așa. <gânt> exact. Și atunci am, am început să facem și mai multe știri, și mai multe știri, și mai multe știri, și mai multe știri. Și am ajuns la momentul, apropo de. pe păi ce faci, domne, doar 50 de uh, euro, de dolari, se poate așa ceva. Și păi, pe păi este ora 12, și tu n ai scris ce s-a întâmplat aseară. Păi, stai mai puțin, că poate că... Încă mai documentez, documentez, că nu e ceva limpede. Și poate că, nu știu, eu am fost plecat, colega mea era plecată, cealaltă colegă, eu știu Spune ce mai făcea. repede ce este... crezi Nu, 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 ce se poate, cu ne spui noi Nu te credem, n-ai vrut tu să scrii. Păi, n-am vrut să zic, s-a <coughs> întâmplat, ce nu înțelegeți că da. Dar așa face lumea, cere, 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 hai, 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 hai. Dar tu ai niște fani care scriu acolo constant. O, Pentru sunt, că sunt. Eu cred că... Toate comentariile astea au și ele Reprezintă un magnet bun pentru site-ul tău. Sunt oameni care se duc să citească direct, adică văd titlul, și după aia s la comentarii. Da, sunt două, două tipuri de comentarii. Unele care pe noi ne scot din minți. Așa. Pentru că sunt fani ai posturilor TV care se iau la luptă la mine acolo sub subsol. Băi, da, crâncen, știi, deci crâncen și se iau și bă, nu că eu, nu că eu, nu că tu. Și se iau acolo trei cearșafuri. Am avut și zeci de comentarii la, la un, la un articol. Aia se enervați pentru că e greu de controlat. Uh, mai ales că noi am zis, măi, este un spațiu liber de discuții, câtă vreme nu vă jigniți, nu calomniați, așa, da, da, da. niciun fel de problemă, discutați. E, eh, dar comentatorii care ne plac nu. cel mai mult sunt... cu... Becalicul... Mitică Dragomir. Cam așa. Nu ne-am ne, ne -am făcut Așa, tare, da, da, exact, dar nimeni n-a da, pe nimeni. da. <laughs> e, dar mai sunt și comentarii foarte faine ale unor, al oameni din industrie, mai sunt și ponturi, foarte multe ponturi. A, ah, mai sunt și gogoși. Deci mai e și asta o categorie de, de comentaci. Cine bagă și Care bagă și o pârle, bagă și o pârle, și toată piața, toată piața începe să vuiască după șopârla aia aruncată <laughs> în comentariu acolo. Știi? Alții aruncă să vadă, ia să vedem ce ar zice lumea. Știi, și bagă acolo un comentariu, uite, vine nu știu cine la ProTV sau nu știu cine pleacă de nu știu unde, sau uite, băgăm emisiunea asta. Și s-a întâmplat să mă intereseze și misiunea avea nicio legătură. Nu era, nu era pe nicăieri, dar se gândea că mă ia să vedem cum reacționează lumea. Le-ar plăcea să, să aibă emisiunea să sau nu? Hai să vedem. Și aruncau și testau, așa. E, asta, asta e genul de comentarii care nu o ne plac, pentru că îți sternesc, da, cumva. Dar cele cu suporterii sunt ceva înfiorătoră. Adică, deci, chiar m-am gândit o chiar să și scot. Deci, spun, am zis, măi, vreau să scot și cred că o să fac asta la un moment dat, o să scot o lună cel puțin comentarii, zic, gata, stop joc, dacă nu vă potoliți, că eu mai intru între ei. Mă băieți, zic, ușor, stați așa răzut. E, și zic, uite, o lună de zile facem un, un, experiment, hai să vedem, cum e fără comentarii. Și să vedem dacă cum merge, care este feedback-ul. O să se ducă pe Facebook, nu problemă, da? măcar se mai potolescă. E imediat, sunt unii care a doua zi la prima oră dau o știre, da, dar audiențele de aseară, stai mai puțin, asta s-a întâmplat, e mai interesant, e scandal cu Eurovision și tu vrei să pun știrea, vrei să pun datele de audiență prima dată, asta e știrea zilei, că asta e jurnalism. Sunt, sunt și astfel de, de comentarii, dar partea bună este că, totuși, ce a reușit noi este să ne creăm o imagine de uh, publicație cu, de bună credință. Adică, indiferent că vorbim cu unii sau cu alții, uh, lumea ne respectă punctul de vedere. Adică, uh, cel puțin, nu sunt discuții uh, care să uh, automat să spună despre noi că lucrăm uh, cu anumite interese și știi că așa este, nu că ziariștii trebuie să aibă niște interese. N-avem și lumea știe asta și asta e cea mai bună parte. De fapt, asta e cel mai important în presă, în general, știi, să ai din partea publicului încrederea că ce scrie acolo e cu bună credință. Adică, dar și trebuie să scrii și cu atenție, știi, că am dat, nu știu, la un dat audiențele radio și mai am primit niște mesaje, lumea a citit cu pixul mână. Deci la frază. Uite, aici cum e frazată chestia asta, aici pare că nu știu cum, aici pare că avantajează, aici pare că, nu măi, moment bun, zic, nici nu m-am gândit, așa s-a scris textul, adică așa curs, e flow-ul lui, nu e... Dar și atunci trebuie să fii foarte atent. Și de asta, apropo de reală. Eu, având background-ul ăsta, știind că lumea e atentă la fiecare virgulă și fiecare titlu, sunt atent și la postări. Și n-am -am, -am vreme să stau și pe, și pe TikTok. Și la titluri lumea la fel. A, ah, da, te-ai jucat cu titlul ăla. Dar de ce te-ai jucat? Că atunci când a fost vorba de nu știu ce, acolo nu te-ai jucat. Doar la noi te-ai jucat cu titlul. și nu, nu mi-a venit titlul ăla. dacă se potrivea titlul. Adică, nu știu, dacă ai un titlu, n-au fost... Da, da, un exemplu, nu știu, cu, a, a picat emisia în emisiunea Dan Negru. Da. da? Și normal că nu poți, e la îndemână să spui că la emisia lui Negru poți toate ai emis Negru, adică că asta s-a întâmplat, știi? Că e da, un... da, da, da. sunt jocuri de cuvinte care îți vin pe loc. Îți vin acolo, știi, sau... să cer. Exact, se cer, se cer și au fost multe de-a lungul timpului, știi, care s-au cerut. Da una peste alta, este evident că și ideea de jurnalism, noțiunea, conceptul a evoluat și el. Sau s-a schimbat? Nu știu dacă a evoluat sau a involuat, dar s-a schimbat. Măi, a evoluat pentru că avem mult mai multe lucruri la îndemână. Adică, un jurnalist bun acum, cu tot ce înseamnă tehnologia, poate să ajungă la informații mult mai repede decât ajungea acum 10 ani. Corect. E, problema este că pe teren te confrunți cu mult mai multe probleme, știi, acum. Frâne. Frâne, exact. Pierici. Acum, asta, asta e problema. Adică asta e paradoxal. Le afli mult mai multe digital, dar uh, oamenii încep să, să fie mult mai greu de găsit, mult mai greu de, uh, de prins. Dar uite-te, apropo de nevoia de jurnalist, știi unde s-a văzut cel mai mult? În cazul războiului din Ucraina. Pentru că, dacă te uiți, toate imaginile care vin din uh, Ucraina vin în general pe filiera Posturilor credibile. Adică tot ce înseamnă televiziuni mari, instituții mari de presă, ele sunt cele care dau informațiile de acolo. Adică, și asta ce arată, că lumea are nevoie de jurnalist, de încredere, da. jurnalist bun. Sigur, că da. Pe de altă de... parte, lumea apare în continuare, îmi cer scuze că te întrerup, fascinată și de lucrurile mărunte. Întotdeauna va Ea fiu? e mult mai aprinsă de comentarii, e mult mai aprinsă de șopârlele de care spuneai tu. Ele și acum, ele fac parte și ele din actul de jurnalist, dacă stai să te gândești. Tu lansezi o știre. Cu Dar lui. lumea nu ia doar știrea ca atare, ia știrea cu tot, cu comentariile păi, da, alea. Ce rămâne că la sfârșit? Câteodată realitatea e mai plictisitoare decât o bârfă. Bârfa întotdeauna <gută> e spumoasă. Că întotdeauna. Întotdeauna. <gută <gută și normal că ce, ce alegi? O, o informație spumoasă care poate nu are nicio legătură cu realitatea sau realitatea care. asta este. Nu ai ce să-i faci, nu e atât de atractivă pe cât un zvon, știi? Nu mai un... au aceeași motivație cei care vor să devină jurnaliști astăzi, prin comparație cu vremurile în care te-ai apucat tu? Nu mai au aceeași motivație pentru că au pierit și reperele. S-au dus modelele. Noi aveam anumite repere la momentul respectiv, în general de afară, la începutul anilor 90, după care cei din anii 2000 aveau deja reperele de aici, din România. Da? Deci aveam deja și jurnaliștii noștri uh -huh. și te uitai la repere. E... La ce s-a întâmplat în ultimii ani, presa a rămas fără repere în România. Și în momentul în care nu mai ai uh, lucruri la care să te raportezi, la modul pozitiv, uite, eu vreau da. să fiu precum un uh, cutare sau cutare, scutare. sunt ziariști foarte buni încă la noi, dar uh, ca breazlă ca sumă a da. meseriei, nu mai este aceeași sumă care era acum, nu știu, 20 nu de mai ani. Nu are același impact emoțional. Exact, exact. Ca și în publicitate, dacă vrei, pentru că acum 15 ani, acum 15 ani, toată lumea voia să fie în publicitate. Deci și în facultățile de jurnalist toți voiau să fie copywriter, să facă reclame. Asta pentru că și imagineau ei că te duci la ce oră vrei tu la serviciu, stai noaptea, exact, exact, bei, fumezi îți vine o idee. și dacă îți vine o idee te-ai umplut de bani. Asta era percepția exact, din afară. Exact. E Dar toți se duceau acolo pentru că vedeau ce spuneam mai devreme, vedeau o reclamă faină, vedeau și exista uh, mândria aia de a spune eu am făcut-o. E dacă ca la fotbal bani. sau ca la orice sport. Exact. Vedeau exact. ceva spectaculos. Exact, sau vedeau că schimbă ceva. Adică vezi, când vezi că meseria ta schimbă lucruri sau are rezultate, evident că vrei. Că... De ce România a fost jumătate stelistă? Că am reușit să luăm și noi odată uh, niște, niște trofee și din momentul ăla jumătate din România a ținut cu steaua. E? Adică contează foarte mult uh, reperele și sigur, modelele sigur, sigur. în sigur. fiecare meserie. Știi? Tu de ce te-ai apucat de jurnalist? De curiozitate? Ce te-a motivat? Ce era atunci în mintea ta când ai dat la jurnalist? Că sigur aveai ceva. Măi, este... E, e nu era să... doar că să mă duc să fac și eu facultate. Mă, nu. Dar am, am pornit-o cu oarecare naivitate. Exact ce spuneam. Măi, și scriam cât de cât prin... Aveam și prin liceu, avem o revistă de asta la care ne prosteam eu cu încă un, da? un coleg. Și tot din liceu vine cumva, pentru că în liceu cu colegul meu de bancă făceam caricatori, știi? În timpul orar, când ne plictiseam făceam desene, caricaturi, atunci erau la modă caricaturi. Okay, și de cu și tu? Și desenam și eu, desena și el. El desena, era foarte bun, adică el a ajuns la un moment dat și tatuator, deci era bun. 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 Eu la desen mă pricepeam cât de cât, dar mai eram la poante, la poante mai, mai ieșeau, știi? Și ne-am dus noi, Ai, hai să le publicăm dacă tot le desenam. Ne-am dus doi copii da. la tinetul liber, atunci noi citeam ziare. Deci în fiecare Tineretul zi... Tineretul liber fosta fost astăzi tineretului -a... -a... Exact, da. exact, exact. Și noi citeam ziare. că adică în fiecare zi un coleg al nostru la un ziar, două. Și citeam. În anii 90 în anii era 90. Exact. foame de citit. Exact. Și ne-am dus la redacție, am stat acolo la casa presiei de un calorifer lipit, cred că jumătate de zi. Până a venit la noi un domn, George Ecliserescu, s-a dus Dumnezeu și a venit, ce faceți, mă, băieți, aici? Păi, uite, am venit și noi niște desene. Ia, mă, hai, cu ele încoace. Și ne-a dus și zice, uite, mă, ce desene au băieții ăștia. Și am început să publicăm în, în Tinetul liber. liber. Da, 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 da din clasa 9 a 10 -a. Și am publicat o perioadă în Tinetul Liber uh, uh, caricaturi și uh, cam așa s-a deschis cumva relația mea cu presa. s-a deschis am, un apetit. s-a deschis placă. un apetit. Și ce voiam eu să fac, că, de adevăr, a invitat aia să schimbăm noi, să scriem. Deci asta, asta, era pornirea interioară. Gândește că nu există o repere în România. Noi nu avem un ziariști în 90, 90... 93 erau puțini. Aveai Ion Ion Cristoiu, aveai un Cornel Nistorescu, dar încă n-ajunseseră uh, la nivelul de... Da, da, încă uh, nu deveniseră... Influencer. Influencer, exact. Nu a apărut nici evenimentul zilei la vremea, la vremea respectivă și atunci de asta am dat, zic, nu, am dat la jurnalist și eu și colegul meu de, cu desenele. Eu, eu am luat, el n-a luat. Și așa s-a deschis apetitul. Ah, și ca apropo de lucruri faine, m-a sunat acum vreo lună, ce Pădure. Așa. Și mă sună și îmi spune, oi Petrișor, tu știi că tineretul liber era ziarul meu atunci? Tu ai lucrat la ziarul la care eram eu atunci... 4 ori, zic, doamne, habar n-aveam, de da. unde să știi, zic așa, zic, că ai lucrat e frumos când primești telefoanele astea așa, cum ar veni ar peste arc peste timp, știi? Că așa m-a sunat și uh, George Ecliserescu, să-l ierte, acum câțiva ani, uh, era foarte bolnav și m-a sunat salut, Petrișor, George Ecliserescu, sunt, sunt Georgica, mă mai ții minte? Zic, cum să nu vă ții minte? Că zic, da, uite că am văzut că am dat de tine pe net am văzut că uh, tu ai un site acolo și am zis să te sun, să dacă îți mai aduce aminte de mine așa. A fost frumos așa, că era cel care ne-a preluat uh, desenele, știi? Și am stat și am povestit, a povestit, mi-a spus o grămadă și nu, cam la vreun an, pe urmă s-a stins săracul. Dar e frumos când primești așa telefoane de niciunde, așa sigur cu... că da, sigur că da. în legătură cu o epocă pe care știi cum, e departe, că, că, că știi dacă te gândești la liceu, pare undeva pierdut așa în, în negura timpului. Ei, știi? sigur, da, da. Și am mm -hmm. și oricum frânturi de asta de memorie, că nu le mai știi pe toate, le, le pui unde exact, le mai exact. le înflorești, după a zis, că parcă nu era atunci, era nu știu când. Exact. Cât. Dar e. motorul ăsta în interior e altul la, în generația noastră, adică că uh -huh. toți chiar asta să, să schimbăm, să arătăm, să facem noi ce putem ca să... Știi cum pare naiv ce spun, dar ca, asta era să era la mediu. Mediu pe vremea aia avea puterea să schimbe lucruri. Dacă exact. apărea o anchetă puternică într-un ziar... Exact se schimbau. Exact. Putea să cadă un om de pe poziție, se puteau modifica multe lucruri. Exact. exact. În ziua de astăzi, nu știu unde ar mai putea să apară ancheta aia. Păi asta, cum ai văzut că, anchetele uh, apar în general în publicații mai micuțe, cu uh, publicații care au o mână de oameni și acolo se, cam acolo se duc, pentru că și industria media s-a expandat enorm și când se expandează un business, automat atingi și tot felul de interese și atunci sunt mai atenți. Ce să faci? Plus că așa cum spuneam, piața de publicitate nu e foarte mare la noi. E o piață mică. Și acum 15 ani puteai să-ți permiți să refuzi un client. Adică ții minte că ne povestea un prieten de la evenimentul zilei că da. un producător auto și a retras publicitatea de la evenimentul zilei, nu știu de la ce ziar, pentru că ziaristul care a scris, făcând un drive a zis că uh, mașina asta e urâtă de sperie copiii la semafor. Pentru că, era o opinie doar uh, în cele din nu, nu, chiar a zis că era, eu mergeam cu mașina și la semafor au copii care au râs de mașină. și omul chiar a scris. O figură de stil. Exact, o figură de stil. Și au retras, au retras publicitatea. Dar atunci, ce să vezi, nu era nicio problemă. Azi, nicio problemă, retragem publicitatea asta, că avem alți clienți care intră. E, Acum piața e mult mai mică, adică gândește-te că atunci piața de pe print, pe print erau, nu știu, 80 de milioane de euro, acum sunt 8, ceva de genul ăsta, adică atunci puteai să dai la o parte un client că intra altul. Acum nu mai e așa, acum, plus că s-a obișnuit lumea cu online unde te duci la influencer și aranjezi cu influencer, adică sunt multe lucruri care s-au schimbat într-o direcție nu prea în regulă pentru pentru jurnalism, știi? Adică tot felul de uh, înțelegeri cu influenceri care, de multe ori, nu știu ce e a jurnalist, că ei nu știu. Ei, a, ok, dăm și mie niște bani și te laud. Foarte bine. Și cam așa se întâmplă de multe ori. Dacă... E posibil să vorbim de între ghirimele o specie pe care de dispariție? Măi, eu zic că nu. Eu zic că nu. Uh, o specie care, într-adevăr, se restrânge, da, asta, într-adevăr, dar pe care de dispariție, nu, pentru că tot timpul o să ai nevoie. Deci dacă orice, în orice, în orice context, nu știu, suntem în 2450 și vin uh, marțienii sau eu știu cine vin, clingonienii și nu știu unde. Cine îți spune că ne atacă klingonienii? Cine documentează? N-are cu statul nostru. Sta nu, nu să blochează TikTok. Statul nu o să spună că zic, nu are interes să știe lumea. Și atunci un ziarist o să știe că, de fapt, nu s-au înțeles la șpagă, nu s-a înțeles Clingonianu cu Victorianu și, până la urmă, zic, hai să intrăm peste ei. E, asta o face tot un jurnalist. Că o face altfel, nu știu, transmite uh, prin uh, puterea gândului, ancheta, habar n-am. Dar nevoia asta de informații tot timpul va fi. Că, nu știu, trebuie să știi că între uh, Marte și Jupiter sunt patru asteroizi și dacă nu viresc ca lumea cu naveta s-ar putea să intri într-unul. Trebuie să știi și lucrurile astea, nu? Sigur. Că, și asta, tot uh, o meserie precum uh, jurnalismul poate face. Adică nu e pe cale de dispariție, dar e clar, nu mai e uh, o meserie atât de. Dorită pe cum era în alte vremuri, ca și cea de e, publicitar. Chiar vorbim, vorbeam cu un om dintr-o agenție de, de publicitate uh, acum vreo două săptămâni care îmi spunea exact asta: că nu-i e foarte greu că tinerii nu mai vor să vină în direcția asta. Mai ales pe zona de uh, media, de exemplu, ca e cea mai tehnică. Nu mai e. Adică acum 20 de ani era înghesuială la intrare. Da. Acum uh, nu mai vor, pentru că na, nu, nu, nu li se mai pare că e un domeniu atât de checi și asta e păcat, adică, iar asta vine din rezultatul creativ al muncii tale, adică în momentul în care lumea vede o piesă muzicală, un reportaj senzațional, un clip ieșit din comun, un text, o pastilă când le vede, își dorește să facă la fel, Știi? Și atunci, așa se creează emulația și pornirea asta către o anumită industrie. Dar în momentul în care tu vezi că se produce doar câte o reclamă, mă doare spatele, bine, ia pastila asta, dar nu mai pot, am mers de 5 ori la baie, bine, ia pastila asta, de fapt n-am mers de 10 zile la baie, atunci au o pastilă la altă. Ce este mai zicea pe Ce să fac? Asta poate să facă și prin soft. Pui un soft și l-ai programat și îți face reclamă sau când vede că lipsesc, că lipsesc articole faine. Păi zici, de da, ce să mă duc să scriu? Să scriu dări de seamă? Nu vreau. Zona asta creativă are nevoie de impuls, are nevoie de recunoaștere. Adică Oricât ai spune, jurnaliștii sunt orgolioși. Da, nu sunt atât de orgolioși precum starurile din muzică. Asta e, dar există un orgoliu. Apare ție semnătura acolo. E, este. Și eu să, să, e, să spună ceva. Evident, ori dacă meseria, așa cum o văd eu, ca percepție, nu mai mi oferă asta, pe păi de ce să mă duc? Mă duc pe TikTok și am făcut, am văzut, am 100.000 de uh, aprecieri. Deși ce face acolo, poate nu, e doar o joacă. Și atunci se duc către zona asta, e nevoia asta de, de apreciere. Și de asta zic, când zona creativă va ieși, uite, deci și muzica se întâmplă la fel. Când apare ceva mai creativ, la fel, lumea se uită, știi, cum pune reflectorul. Hopa, hai să ne uităm acolo, știi? A apărut o reclamă super tare. Hopa, toată lumea vorbește despre ea. Sau foarte proastă. Tot așa, punem tunurile acolo. E, dar când nu e, când totul e banal, când nimic nu-ți sare în, în, în ochi, atunci intervine rutina asta. Și când intri într-o zonă de rutină, atunci se duce totul. Că totul devine o blazare, blazarea nu duce nicăieri înainte, ci rămâi acolo și mocirlești într-o zonă în care nu ești nici mai bun, nici mai slab. Ești și tu pe acolo. Da, da, știi cum, de apropo de generalitate, noi voiam să împingem lucrurile înainte, să arătăm și noi că, uite, am făcut noi treapta asta. Noi am făcut treapta asta, nu altcineva. Știi? Dar, na, eu sunt optimist, adică mă uit apropo de jurnalism, au fost premiile super scrieri. Așa. Și s-au fost materiale acolo absolut fabuloase. Redacții care nu-s neapărat mari redacții, că majoritatea de redacții mici sau de prințare, care au produs niște texte absolut uluitoare. Uluitoare. Deci, speranță este. Doar că știi ce? S-a schimbat ponderea. Înainte, ponderea celor care uh, își doreau să intre în meseria asta sau uh, ar fi vrut să facă ceva ieșit din comun, era mai mare. Acum e mai mică. Dar există. Ea există întotdeauna. Și în publicitate la fel. Adică, eu sunt convins că o să apară iar reclame bune. De ce? Pentru că dacă se continuă așa, o să văd că nu mai au rezultate. Și când te uiți în calup și vezi că bă, audiența spotului tău abia se vede, păi zic, e ceva neregulă. Hai să... hai Să, să nu fie de la faci. audiența postului. Poase Poate fi. că nu mai e nici televiziunea sau radio ce erau odată. Măi, uh, și aici, pentru că dacă, dacă te uiți și... E un cer vicios, știi cum e? Că, uh, exact cum spuneam, tinerii au plecat destul de mult de pe TV și atunci televiziunea încearcă să-i țină pe cei care încă se mai uită. Dacă încerci să-i ții pe cei care se uită, nu mai ești atent către cei care ar putea veni. Și atunci, uh, ce înseamnă? Că într-un orizont de timp, cei care se uită și acum se vor împuțina, se vor împuțina, se vor împuțina. Și dacă tu nu faci nimic pentru ei, uh, atunci poți să vezi că te trezești ajungând într-un punct mort și îți spui, bă, da, ce mai difuzăm noi? Că, uite, se uită cine? Păi avem 65 plus din mediul rural cu 0 lei. Păi la ce vindem noi publicul ăsta? Că nu se... Dar, știi cum, nu, nu este de condamnat. Este o chestie de economie. Trebuie să trăiască și televiziunile. Și atunci se învârt, așa, se învârt, se învârte, se învârt și noroc că mai sunt producții de care spuneam, care mai dau e ca o injecție, știi că dacă te uiți spunea la România au talent, este, nu știu, e audiența o săptămână așa, joi sus, știi? că e nevoie de injecții de de tipul ăsta, pentru că te uiți acolo și vezi, oh, tineri, tineri, se uite tinerii la sigur, sigur. la TV, știi, și uh, mă uit verific și cu uh, copilul meu verific care este reacția lui la Tipul de programe TV și ce îi place și ce nu i place. Și, într-adevăr, se confirmă asta cu show-uri de, de acest tip, care sunt pe uh, show-uri aspiraționale, pe uh -huh. voce, pe uh, tot ce înseamnă. M A fost Superstar sau asta că adică, sunt lucruri care implică, zic opa, asta e puțin că uh, mi-ar plăcea și mie, cam asta e ideea, că mi-ar plăcea și mie să fiu acolo. Eh, dacă tu reușești să, să produci genul ăsta de răspuns atunci pe termen nu vei, vei câștiga. Adică nu doar să-mi placă ce văd, ci să-ți dorești. Că atunci când, nu știu, vezi un, un reportaj sau o reclamă și spui, păi, mi-ar fi dorit să fac eu o reclamă asta. Băi, cât de tare este, măi, e senzațională. E, dacă ai un răspuns de genul ăsta, asta înseamnă că oamenii vor dori să intre, zi, să facă și ei. Să facă și ei. Zi? Dar e, o, e o chestiune de timp, zic eu. E o chestiune de timp. Petrișor, când eram la radio, aveam un coșmar noaptea, că mi se termină melodia de pe discul respectiv, că se punea muzică de pe, de pe, platane, de pe, plăci, de pe plăci, de pe viniluri, și că n-aveam pregătită melodia următoare. Iar mai târziu, când am început să fac marca înregistrată, am început să am un alt coșmar, că nu mai am reclame despre care să vorbesc. Exact ce vorbeai tu acum. Întrebarea mea e, vreodată tu te-ai trezit noaptea cu un astfel de coșmar în care ai zis, doamne, despre ce mai scriu eu în pagina de media? Păi, să știi că a exista, au exista, existat momente de tipul ăsta când a trebuit să mă duc și spre alte domenii, că mă uitam. Presa scrisă se duce. Zic, opa, zic, asta este, s-a dus presa scrisă. Televiziunea se duce și ea, că mă uit când te uiți la public și vezi, în continuare, e ok, dar e al public. dar eu sunt pe online. Adică nu pot să scriu despre un, un suport media televiziunea pe care... Oamenii nici nu să mai uită. Exact. Și atunci zic, măi, ceva. Zic, măi, păi hai să încerc să-i bag și pe înseamnă. Și am început să diversific și să mă orientez și ce, ce se întâmplă în online, pe influencing, pe asta. Adică am făcut uh, interviu cu Shelly înainte ca Shelly să fie uh, cine Cine este azi. Era foarte cunoscut în online, dar încă nu intrase în Mainstream, cum uh -huh. se zice. Și am început să mă duc și spre zona asta și să văd ce se întâmplă, ce site-uri se deschid, către ce se orientează lumea, cine sunt youtuberii, ce mai fac youtuberii, adică încerc să acopăr și zona asta ca să. Am tot Pentru că media înseamnă absolut tot ce se produce sub o formă sau sau alta. Și atunci m-am dus spre, spre zona asta. Da, păi m-am gândit că, inclusiv la, inclusiv la, la profesioniști, că gândea, zic, mă gândează, măi, interviu, interviu, se termină la profesioniștii, că cu cine mai faci că uh, sunt uh, mulți acum care apar pe TV dar cu care n-ai ce discuta, adică ei uh, apar acolo, ei vezi că uh, sunt, dar... Uh, trebuie să existe și un background. Mie îmi place ca discuțiile pe care le am cu oameni la interviuri să fie mai cu chiac, să aibă ceva după care cel care se uită să rămână cu ceva, să spună, bă, da, mă, uite ce tare le spune. E, și în momentul în care au început să intre de prin zone diferite, prin TV, tot felul de oameni, mi-am mai stai puțin, ce se întâmplă? Cum să fac interviu cu nu știu, nu dau nume acum, care este un cântăreț care, da, de, de cu Ana are mere, la mare, la soare, stăm în picioare, că e foarte tare și prezintă nu știu ce emisiune pe undeva știi? adică din motive economice în televiziune au ajuns și astfel de oameni știi? și se termină profesioniștii, ca să zic așa și atunci zici măi, hai să găsim variante în care că apar profesioniștii că de exemplu, da, și nu online da, ai foarte multe site-uri, dar sunt și site-uri unde lucrează oameni foarte faini și eu îi caut eu caut Profesioniștii din zonele astea. Deci, și Ideea... tu ești căutător de repere. Da, întotdeauna, pentru că îl aduci, îl, îl arăți oamenilor și devine un model. Adică, am avut o surpriză la un moment dat cu un alpinist. Uh, un alpinist pe care îl cunosc de, nu știu, 20 și ceva de ani, lucra la bancă și uh, l-am uh, reîntâlnit după vreo 15 ani, zice, pe Uite, eu acum sunt și alpinist în timpul liber și fac o grămadă de vârfuri din lume, vreau să duc stagul pagina de media pe vârful în care merg eu. Super frumos. Și a fost pe, inclusiv în vârf din Himalaya cu steagul pagina de media. Frumos. foarte frumos, așa că... Și am făcut povestea lui. A rupt povestea lui. Oamenii vor încă vor povești cu oameni faini. Deci povestea unui tip angajat în bancă, în viața de zi cu zi, un om normal care vine la costum într-o clădire corporate, dar care în vacanță și a cortul în spinare și merge în Himalaya sau uh, prin Anzi sau știu pe unde, pe unde merge. E, povestea lui a prins foarte bine tocmai pentru că poate fi un model. Zic, uite mă, un, un, un tip care face niște lucruri uh, fascinante și a avut zeci de mii de viuri uh, interviul cu el. Nu uita să vă abonați la BT Talks pe Apple Podcast, Google Podcast sau Spotify pentru că urmează și alte episoade la fel de interesante. Îți mulțumesc din suflet, Petișor, sure, pentru prezența de astăzi. Să ne revedem mereu cu bine, sănătos și veseli. Oricând.